Crimă teribilă în comuna mehedințeană Gârla Mare. Un tânăr de 17 ani l-a ucis în bătaie pe un consătean de 54 de ani. Incidentul s-a petrecut puțin după orele două la un bar din sat. Scandalul ar fi pornit de la băutură. Cei doi s-ar fi cinstit în interiorul cârciumei, după care au ieșit în afara barului, unde tânărul i-ar fi dat un pumn. De aici, scandalul ar fi degenerat, tânărul lovindu-l cu pumnii și picioarele pe bărbatul căzut. Victima ar fi avut asupra sa mai multe sume de bani pe care le-ar fi lăsat soția sa înainte de a pleca la Timișoara, acolo unde locuiesc copiii familiei. Primul că a fost acolo la barul ăsta, el. Ce să spunem noi? Ce, nu știm ce să vorbim. Pe copil, da, îl cunoșteam, că copilul a lucrat pe la mine. Era un copil cu minte, să știți, copilul ăsta, eu nu știu ce s-a întâmplat. Nu le avea nici cu băutul. Nu știu. Au avut conflicte înainte? Aia, nu știu. Ce-o fi fost între ei? Nu știu. Dar e păcat. E păcat și de el, că e tiner, e păcat și de ăsta. Că nici ăsta nu-i bătrân. Are 58 de ani, parcă auzi. Dar să-ți bată așa, da, și ce bătaie o fi dat, cine știe, Dumnezeu știe, numai care a văzut, de fura acolo, de văzură, ce bătaie e. Pa, de ajuns, dacă o fi dat odată, cu sete, cum să zice, el în vârstă, ce să faci? Ce să vă spun, dacă nu știm, n-am fost acolo, n-am, ce să... Numai care au fost acolo și au văzut, numai aia poate să vă spună toate amănuntele. Bătaie la scandal. De ce s-ar fi? Nu știu nimic. Nu știu nimic. Dar cum vedeți dumneavoastră așa să-l bată până să-l omoare? Sunt criminali de ăștia care nu au cap. Nu se sălătoși la cap. Îi cunoșteați? Pe ăsta care e mort, îl cunosc. Cum era? Cum? Om gras așa solid și un alt țără. Aveau conflicte, ceva? Nu știu nimic. Obișnuia să se certe cu oamenii sau erau oamenii? Nu, am lucrat cu el, dar nu a fost așa violent ca să fie răscanat. Dar nu știu, n-am... Cum vedeți să se întâmple o asemenea tragedie aici la dumneavoastră în comun? Nu știu, s-a mai întâmplat multe de cazuri aici, în Gârla Mare. Polițiștii au dus de dimineață la audieri mai mulți tineri cu vârste între 15 și 18 ani. Tânărul care a comis crima a fost deja ridicat de anchetatori și și-a recunoscut fapta.